Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, vă spun bună seara cu drag și în această seară cu încărcătură mai departe pentru noi, cei care ne încăpățânăm mai departe să credem că rolul și fapta ortodoxiei nu și-a spus mai departe ultimul cuvânt în această țară, în această lume, în acest colț de rai, aș spune mai departe, și pentru seara asta de 23 aprilie, o seară cu încărcătură mai departe. Mai aparte, cu cât suntem, iată, în săptămâna patimilor, dacă aș defini în felul ăsta, raportându-ne la Sfânta Sărbătoare a Paștelui, care vine peste câteva zile peste noi, invitatul meu nu este niciun politician de pe partea stângă, nu este niciun lider propovăduitor al dreptei de la noi, de la Olt, ci este un prieten de suflet al meu, al echipei ziarului de Olt, este unul dintre oamenii la care dați-mi voie să spun doar într-un simplu fel, țin într-un mod necondiționat, pentru că ceea ce face pentru misiunea propășirii credinței ortodoxe în acest spațiu este unic. Este invitatul meu din această seară, Alin Bolboașe, șofarul, căruia îi spun bună seara și bună regăsire, iată, după ceva vreme, în platoul de la stânga la dreapta, drag prietene. Bună seara, domnul Alin, și mulțumesc din suflet pentru această invitație, care a devenit așa o tradiție în săptămâna Sfintelor Paști, în săptămâna Patimilor. Și mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase. Aș putea spune că au fost niște cuvinte sintetizate cât se poate din partea mea, pentru că nu au fost vorbe goale, nu au fost vorbe aruncate în vânt, ci este doar o sinteză a unei definiții pe care ți-o fac de mulți ani de când ne știm, iată, și de foarte mulți ani, iată, suntem în această săptămână a Paștelui, când cade la de la stânga la dreapta, fără politicieni de stânga, fără politicieni de partea dreaptă, când cade și când este vremea invitației pe care tu o accepti de fiecare dată de a sta de vorbă despre mai mult despre spirit, despre noi, unde suntem și unde vrem noi mai departe să mergem. Dar aș începe eu și te voi lăsa pe tine să continui cu un simplu la mulți ani din partea mea. Nu m-am pregătit foarte mult în acest sens celor care poartă nume derivat din cel ce a fost poate unul dintre martirii credinței ortodoxe, unul dintre cei care ne-a lăsat moștenire, numele de Gheorghe, cu derivatele sale care formează nume și de fete, nume și de bărbați mai mici sau mai mari, și pentru a îi ajuta pe cei de acasă, care chiar dacă știu, am să-ți cer ție un exercițiu foarte scurt, să ne spui cine este Sfântul Mucenic, dacă am pronunțat bine, Gheorghe, al cărui nume astăzi, pe 23 aprilie, îl aniversăm, dacă zic bine, cu toții. Îl prăznuim, da. Da. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, noi și spunem purtătorul de biruință, foarte interesant acest aspect. El a fost un soldat în armata lui Diocletian și a primit cununa muceniciei pentru simplu fapt că el a renunțat la credința idolilor și a trecut la creștinism. Și pus în fața faptului împlinit de a renunța la Hristos pentru a aduce jertfe idolilor, acesta a refuzat. Foarte interesant că noi îl prăznuim pe Gheorghe pentru că acest derivat din numele lui avem mai multe derivate. De exemplu, inclusiv Iorgu intră în cei care sunt prăznuiți astăzi, George, Gheorghiță și așa mai departe. Tot ce cuprinde această familie lexicală, dacă o putem numi, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, merită prăznuit astăzi. Dar o prăznuire care îi se cuvine Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cred eu, după noaptea de înviere. Pentru ce facem asta anul în curs, anul de grație 2019? Pentru că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe acum este prăznuit în marțea din săptămâna patimilor. Noi trebuie să știm ce primează întâi, prăznuirea unui Sfânt Mare Mucenic care și-a dat viața pentru Hristos sau marele praznic al învierii lui Hristos însuși ca Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi ca oameni. Și atunci, indiferent că sărbătoarea Sfântului Gheorghe este prăznuită în săptămâna patimilor sau în ziua de Paști, cum s-a întâmplat în mai mulți ani, prăznuirea, cred eu, cu mare bucurie o putem face în ziua de Paști, când îl amintim, când îi amintim pe toți, de altfel, da, în liturghie, sau
imediat a doua zi. Sunt foarte mulți oameni care astăzi merg așa pe petreceri, vai, este ziua mea. Da, da, este Marțea Mare. Este Marțea din Săptămâna Patimilor. Este Marțea, fiecare zi din Săptămâna Patimilor ne spune câte ceva, e un episod. Hai să ne spui tu în această seară și cât că puțină cultură din ceea ce poți tu să faci, din ceea ce aș putea spune mai departe, că este harul tău, este misia ta pe această lume. Hai să ne dai o mână de ajutor în această seară să ne spui ce înseamnă, iată, seara de marți din Săptămâna Paștelui și poate să începem cu începutul zilei de luni. Ce a însemnat, de fapt, lunea din Săptămâna Paștelui pentru a merge la seara zilei de marți, seara în care suntem noi în acest platou? De fapt, Săptămâna Patimilor începe din Duminica Florilor, nu de luni. Prima zi a săptămânii este duminica, nu este lunea. Hristos a înviat în prima zi a săptămânii, adică duminica. Și atunci, prima zi a Săptămânii Patimilor este Duminica Florilor. Pentru că, dacă vreți noastră, în această perioadă, biserica ne invită pe toți la film. Ne cheamă la cinema, dar nu la cinemaul ăla la care suntem noi obișnuiți să mergem să stăm relaxați pe scaun cu popcorn, să ne uităm la... Dar știți, e foarte interesant, au apărut acum filmele acelea 3D, 4DX, mai fug și eu câteodată când am timp prin București și încearcă cumva să te introducă în atmosfera respectivă. Uite, da, Biserica Ortodoxă face treaba asta de 2000 de ani. Am plecat toți duminică de la biserică cu sălci în mână, cu stâlpări, fix ca cei care l-așteptau pe Hristos la intrarea în Ierusalim, în Duminica Floriilor, cu crenguțe de finic în mână, își puneau haine pe jos și se bucurau și strigau Osana fiul lui David, Osana cel ce vine într-un numele Domnului. Noi am fost acolo. Biserica ne-a invitat duminică la primul episod din acest mare film care rulează toată săptămâna asta. În fiecare seară e cât un episod. Fiecare episod are o însemnătate. Fiecare episod are o cu totul altă încărcătură. Dacă duminică l-am văzut pe Hristos intrând în Ierusalim și ne-am văzut pe noi cu toții cântând Osana, luni seara ni se propune un episod oarecum interesant, o aducere aminte despre Iosif, cel din Vechiul Testament, vândut de frații lui pe 30 de arginți ca sclav. Iată în Egipt. Iată că toate au preț. Da, vândut în Egipt, acolo a fost acuzat pe nedrept de păcat, de sfrânare. Iar apoi el ajunge conducător peste tot Egiptul. Și se pune o paralelă cu Hristos. Hristos vândut de frații, Iuda fiind frate, fiind unul dintre apostoli, vândut de fratele lui pe 30 de arginți, acuzat pe nedrept ca el să devină apoi stăpânul întregii lumi. Se face această rememorare a zilei de luni. De asta noi participăm la denie. Denia care este o slujbă de seară, o utrenie, cum avem noi în fiecare duminică dimineață înainte de liturghie, e o slujbă pe care o facem seara. Să putem să ne rugăm mai mult, să fim cumva mai aproape de Dumnezeu, să nu mai avem grija aceasta cotidiană. Omul toată ziua este aglomerat, trebuie să facă ceva, trebuie să alerge după ceva. Și atunci biserica propune, haide să facem slujbele în seară, haide să ne rugăm la Dumnezeu când după ce plecăm de aici din biserică, nu mai avem nimic de făcut. Să fim noi cu Dumnezeu și atât. Marți seara, ni se propune astăzi seară, ni se propune un episod cu totul special. Ni se propune un episod al... celor 10 fecioare. E o parabolă extrem de frumoasă cu cele 10 fecioare chemate la nuntă, unele aveau mai puțin ulei decât celelalte și așteptau să vină mirele ca să poată intra cu el la, mă rog, în sală. Iar acolo episodul arată așa că 5 dintre ele au plecat să-și mai ia ulei. N-au fost pregătite pentru momentul venirii mirelui, mirele care era Hristos. Și intră cu mirele doar 5, restul au rămas pe din afară. Ni se ridică astăzi un semn de întrebare. Voi din care grup faceți parte? Cu cei care stați în permanență pregătiți lângă ușă, că nu știți timpul când o să vină Dumnezeu, când o să vă cheme? Sau ca cei 5 care mai aveți ceva de făcut pe acasă? Mai întârziem, ne mai grăbim, ne mai ducem, ne mai întoarcem. Cu oamenii mei care vin pe la biserică, știți noastră, sunt unii care sunt acolo în permanență. Ar fi pregătiți de întâlnirea cu Dumnezeu, de date-ul cu Dumnezeu, atunci, în momentul ăla, dacă ar veni Hristos, ei sunt pregătiți. Sunt spovediți, sunt împărtășiți, au cartea lor proprie terminată.
Și mai sunt dintre aceștia, dintre noi, care mai tăiem mereu câte o frază, mai întoarcem un cuvânt, ne mai ducem după altcineva, mai întrebăm, stai că să vezi că încă nu e gata. Nu, nu merge. La Dumnezeu trebuie să fim în permanență pregătiți. Excepțional mi se pare acest episod al zilei de marți, de marți seara, pentru că se ridică cu adevărat această problema, ești gata pentru Dumnezeu sau nu? Și suntem oare gata? Putem să spunem că într-o bună zi, în trecerea în viața noastră, prin viața asta noastră pământeană, am putea spune că există în trecerea timpului de fiecare zi o clipă în care să spunem că suntem gata? Ce înseamnă prin a fi gata din punctul ăsta? Ceea ce iese din sfera, din sfera clasică, a fi gata, din a fi gata de zi cu zi. Cum vezi tu, din punctul tău, din punctul teologului a Alin Bolboașă Șofară, această definiție de a fi gata pentru ceva ce... Iau exemplu tâlharului, care n-a fost absolut înlocat, n-a fost pregătit pentru întâlnire cu Dumnezeu și a primit întâlnirea chiar pe cruce și l-a avut pe Dumnezeu alături. Primul om care intră în rai, să știți, nu este vreun sfânt, nu este vreun drept al Vechiului Testament. Este un tâlhar. Un tâlhar care a stat Barabas? Pe cruce lângă Dumnezeu. Nu. Barabas este cel care a fost ales, pe care poporul l-a ales în locul lui Hristos ca să le libereze. Corect. Și avem acolo, știți, gluma aceea pe care o folosim noi, că de 2000 de ani oamenii tot hoți aleg și renunță la Dumnezeu. Dar Hristos a fost răstignit între doi tâlhari. Iar unul dintre ei este cel care îl ocărăște pe Hristos și celălalt care își cere iertare. Cel care și-a cerut iertare, care a avut o frază, atât, câteva minute, atât a vorbit cu Hristos pe cruce, atât descriu evangheliile, câteva minute. Și spune Hristos, adevărat îți spun ție, de azi vei fi cu mine în rai. Chiar credeți că are Dumnezeu nevoie de 300-700 de acatiste date și de cruci bătute nu știu pe unde? Nu, are nevoie de sinceritate. Omul care merge la biserică și merge la acolo o oră, dacă poate să stea și să se roage la Dumnezeu, nu să fie atent la ce face mamaia din stânga, la ce batic a purtat baba din dreapta, nu are nevoie de așa ceva. Dacă este atent acolo, o frază... Dacă reușește acea legătură care să depășească cu toții comunicarea noastră fizică pământeană, să zic în felul... Cu toții o reușim. Doar că la Dumnezeu trebuie să mergem sinceri. Nu ipocriți cum suntem noi în fiecare zi. Noi și în relația pe care o avem cu aproapele nostru, căutăm să... Da, este, știi, ești foarte bine, arăți foarte bine, dar când întoarcem spatele, spunem, noi știm adevărul din spate. La Dumnezeu nu merge așa. Săptămâna mare ne propune să spunem adevărul. Să încercăm să fim altfel decât suntem în restul. Să fim așa cum suntem noi, știți? Așa cum ne știe Dumnezeu înăuntru nostru. Nu cum vrem noi să părem pe afară. Nu cu masca aceea pe care o purtăm zilnic. O, Doamne, și câte măști avem. Avem câte o mască pentru fiecare zi a săptămânii. Sau pentru fiecare om dintre cei cu care suntem ne aflăm în contact în fiecare suntem zi. Suntem cu totul alți oameni în weekend, suntem cu totul alți oameni la job, suntem cu totul alți oameni când mergem în mall-uri, suntem cu totul alți oameni cum îl muți pe om într-o situație, cum el își ia o altă mască. Dumnezeu nu are nevoie de o mască, are nevoie de sinceritate. De asta episodul de miercuri, denia de miercuri seara. Iată că mergem mai departe, da, doamnelor și denia domnilor. Denia de miercuri seara ne pune în lumină femeia păcătoasă, desfrânată, care se pune la picioarele lui Hristos și spală picioarele lui Hristos cu miri de mare preț și șterge cu părul capului ei. Ea este femeia care conștientizează, stai puțin că am greșit. Și am în fața mea pe cel care mi oferă iertare. Și trebuie să fac ceva, trebuie să plâng cu amar păcatele mele. Adică ai putea spune că este ziua despre asumarea greșelii, punctul de plecare, să toată zicem. Perioada aceasta, dar cumva miercuri seara îți dă ultimul semn de alarmă. E miercuri, gata, mai sunt câteva ore, deja nu mai numărăm zilele până la învier, mai sunt câteva ore, e miercuri, gata, conștientizează unde te afli și pune-te înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate. Pentru că episoadele de joi, vineri și sâmbătă depășesc orice imaginație vizibilă. Eu încerc să le spun oamenilor că în fiecare an
participarea noastră la slujbă nu e una pur și simplu teatrală, de a sta pe un scaun, vai, ce frumos. Ca pe o condică, cum mai merge la locul de muncă și ți-ai semnat vacanță, pe o condică. Mai vin cei, știți că noi, cei care am mai terminat teologia, mai cântăm pe la strană, ne ducem două, trei voci, frumos, slujbă, vai, slujbă mare, flori la biserică. Nu, nu, nu este asta. Nu este asta. Nu e filmul ăsta. Deci nu este. Am greșit filmul. Am intrat în alt cinematograf. Nu. Noi suntem acolo. Noi suntem cei care îi strigăm lui Hristos duminică Osana. Noi suntem cei care trebuie să înțelegem lecția pe care o dă Iosif. Că și iartă frații, chiar dacă a fost trădat, din iubire, așa cum face și Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem lecția de marți seara, că uite, dacă nu ești pregătit, ratezi intrarea la Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem lecția de miercuri. Noi trebuie să fim acea femeie, noi toți, trebuie să fim femeia aceea și să ne punem în genunchi înaintea lui Dumnezeu să ne cerem iertare. Pentru că joi dimineață avem cina cea de taină. Liturgia de joi este liturgia care comemorează, dacă vreți, în termeni așa, să zic, să fie înțeles de toată lumea, cina cea de taină. Acolo este Hristos, joi dimineață, care rupe pâinea după ce a binecuvântat-o și spune, acesta este trupul meu. Ia paharul și spune, acesta este sângele meu. Nu spune, întruchipează, nu spune, seamănă, nu. Este. Și este, este prezent. Și este și astăzi, și mâine, și duminică, și la biserica din Drăgănești, și la biserica din Stoicănești, și la biserica din Slatina. Este. Hristos este. Pentru că El este și va fi. Joi seara, episodul de joi seara devine cutremurător. În popor se spune denia babelor. Mi se pare absolut fenomenal, pentru că de obicei merg femeile bătrâne. Nu prea știu de ce sunt pe acolo. Majoritatea oamenilor nu prea știu în perioada asta de ce merg pe la biserică. Dar a participa la episodul de joi seara și a fi total indiferent, mi se pare de ipocrizie de neînțeles pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, nu pentru mine ca om. Episodul de joi, noi spunem denia celor 12 evanghelii. Ele sunt patru evanghelii mari și late, Marcu, Matei, Luca și Ioan. Dar de la fiecare se citesc trei pericope, astfel încât să se facă o paralelă, să înțeleagă textul complet al patimilor lui Hristos. De ce v-am spus că este o invitație la film și de ce am spus că simțim momentul respectiv? După Evanghelia a cincea, încep să bată clopotele, se cântă la strana, astăzi s-a spânzurat pe lemn, iar preotul ia crucea aceea foarte mare din altar, care e extrem de grea, și o ia la spate și iese, și pleacă din altar spre mijlocul bisericii și pune crucea aceea mare în mijlocul bisericii. Ni-l arată pe Hristos răstignit. Acolo. Depinde de ochii noștri dacă vor avea puterea să-l... Îl vedem acolo, faptul că vezi fizic crucea, faptul că trebuie, ești obligat să te pui în genunchi, te obligă momentul să te pui în genunchi, pentru că este starea respectivă a unui preot îmbrăcat în negru, care, indiferent de păcatele pe care le are în momentul respectiv, este sensibilizat și vă dau scris pentru treaba aceasta. Își știe fiecare păcat în momentul în care a pus mâna pe cruce, până în momentul în care se pune în genunchi în fața crucii. Nu există preot, nu din eparhia asta, din lumea asta, care cu crucea lui Hristos în brațe, să nu fie conștient de păcatele pe care le are, de misiunea pe care o are și de bucuria pe care îi oferă Hristos cel înviat. Asta ar trebui să înțelegem cu toții, că dacă preotul se pune în genunchi și ne-a scos nouă crucea să o vedem acolo, joi seara, iar noi cu toate astea, în joia mare și în vinerea mare, facem grătare și ascultăm manelele în blană, mă întreb, știți, e întrebarea aceea, cât ne mai iubești, Doamne? Cât chiar, poți cât să ne poate, mai iubești? Și chiar, cât poți cât să poate. Ne mai iubești? Într-adevăr, iubirea la Dumnezeu nu are limită. Dar cât poți să ne mai iubești când noi avem crucea pusă în mijlocul bisericii, cu tine Dumnezeu răstignit în mijlocul bisericii, iar noi avem cu totul alte priorități joi seara. Automat, de fapt în mod logic, următorul episod îl vedem vineri dimineață pe Hristos dat jos de pe cruce. Iar copiii îi spun că merg la biserică să se dea pe sumas. Ei nu prea știu ce se întâmplă acolo, că nu știm noi să le explicăm. Pe masa respectivă este scoasă o pânză care se numește Sfântul Epitaf, care îl reprezintă pe Hristos așezat, pregătit de mormântare. Masa respectivă este o masă pe care se află cu
ghilimele de rigoare, un sicriu în care se află Hristos. De asta avem Evanghelie, cruce, epitaful, iar oamenii merg cu lumânări și cu flori. Toată slujba de vineri seara, slujba prohodului, e o slujbă de mormântare. Logic, prohodul este o slujbă extraordinară de mormântare. Pentru că nu e mormântarea unui om, este mormântarea lui Hristos, care a fost și om și Dumnezeu. Și apoi are loc o procesiune, unde este prima dată crucea, bat clopotele, ies steagurile, ies preoții cărându-l pe Hristos, se înconjoară biserica, simbolizează acea procesiune pe care o avem noi la înmormântare, iar apoi îl ducem pe Hristos în mormânt. Tot acest cortegiu intră în altar. Altarul devine mormântul lui Hristos, pentru că la aminul de la ultimul amin din slujba de vineri, când se închid sfintele uși și se trage vera, înseamnă că s-a prăvălit piatra pe mormânt. Că din mormântul lui Hristos, duminică dimineața la prima oră, adică la 12 noaptea, avem învierea lui Hristos, avem lumina lui Hristos cel înviat. Deci altarul devine și mormânt în care depunem un om și Dumnezeu care a murit și care va învia pentru noi, dar devine și locul de înviere nu numai al lui Dumnezeu, ci și a noastră. Pentru că noi suntem toți cei care am participat la acest eveniment. Mi se pare fabulos acest moment pe care biserica ne-l pune în lumină în perioada aceasta, iar noi suntem total indiferenți. Sunt atât de puțini oameni la slujbă sau cei care vin sunt cu totul dezorganizați. Este o gălăgie infernală. Nu înțeleg momentul, nu sunt atenți. Poate fi și o lipsă de comunicare din partea celor care sunt reprezentanții bisericii, că ei n-au puterea să vină să transmită un mesaj pe care să-l priceapă cei care formează mulțimea în cauză. Domnul Alin, rânduiala slujbelor nu prea mai dă posibilitatea de a transmite un mesaj. Altceva, într-o altă formă. Ce să-i mai spui omului când tu ai scos crucea, care are 2 metri, 1 metru și ceva, și 1 metru 50, 1 metru 70, în funcție de, mă rog, dimensiunea crucii, când tu o scoți în mijlocul bisericii, ce să-i spui? O vede și chiar să fii și o vezi, că te împiedici de ea dacă mergi prin biserică. Ce trebuie mai mult de atât? Nu cred că există preot care să nu le vorbească oamenilor în perioada asta. Nu cred că există preot care să nu le spună oamenilor de 100 de ori să facă liniște, să înțeleagă momentul. Și cu toate astea nu înțelege nimeni. Pentru că omul este atent la altceva. Pe om îl interesează altceva. Ai făcut drobul, ai tăiat mielul, cine, ce ne-a murit, vin, unde facem grătarul, unde... Dar nicio treabă cu Dumnezeu treaba asta. Nu există, nu... Și atunci cum crezi tu că se face că iată de câțiva ani buni, aș putea spune de câteva decenii, într-o continuă transformare, de la an la an, să zicem, Paștele devine o acțiune în care pe primul loc intră hrană, bunăstare într-un mediu care nu are nimic de comun a face cu ceea ce ai explicat tu, dumnezeiește acum câteva clipe, și iată că ne întretăm toți spre fumul de la grătar, spre țuica aia veche scoasă din butoiul de dud, spre vinul ăla bun de la nașul, de la fina, de la moșul, de la moșica și așa mai departe, și de la cele boxe, creația omului pământean, din care se aude orice altceva semn muzical decât cel care să te facă pe tine, să te cauți, să te vezi pe tine și să te întrebi ce cauți tu în lumea asta. Cine e de vină pentru asta? Alin, cine... Clar omul este de vină. Clar noi suntem de vină pentru că ne găsim în permanență alte priorități afară de Dumnezeu. Cea mai mare prioritate a omului este el însuși și nu Dumnezeu. Știți care este porunca, o nouă poruncă pe care Dumnezeu o dă apostolilor joi, după ce instituie cina cea de taină? Să vă iubiți unul pe altul așa cum eu v-am iubit pe voi. Iar atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că s-a pus pe cruce pentru noi. Am putea vorbi de o dragoste necondiționată în cazul ăsta? În cazul lui Dumnezeu, da, este o dragoste necondiționată, pentru că dacă luăm verbul, dacă luăm iubirea așa cum o vede Dumnezeu, vedeți, grecii au 5 termeni care definesc iubirea. Pe mine mă interesează doar 2. Agapao, care este iubirea aceasta
către Dumnezeu nepământească, da, cea exterioară universală. Filia este iubirea aceasta prietenească între prieteni. Este o discuție acolo absolut fabuloasă la un moment dat între Mântuitorul Hristos și Sfântul Petru. Iar Mântuitorul Hristos îl întreabă pe Sfântul Petru, agapasme, iar Sfântul Petru îi răspunde, filoste. Hristos repetă întrebarea, agapasme, iar Petru răspunde, filoste. Și Hristos din nou repetă întrebarea, agapasme, și apoi Petru răspunde și el folosind agapao, dar prima dată n-a înțeles. A avut nevoie ca Hristos să-l întrebe de trei ori dacă îl iubește cu iubirea aceea care îi se cuvine lui Dumnezeu, nu unui prieten. Și atunci, dacă apostolul Petru, cel care îl văzuse pe Dumnezeu, făcând toate minunile, că doar a fost lângă Hristos în permanență, are această reacție de iubire pământească, prietenească, între noi oamenii, orice formă de iubire ar fi, mai există mici certuri, mici neînțelegeri, noi, oricât de bun prieteni am fi, la un moment dat tot există ceva, când suntem oameni. În schimb, de la Dumnezeu ce izvorăște pentru noi ca oameni, nu există o limită. Alin, postul, iată, suntem în plin post, este o cură vegetală sau altceva, un drum spre regăsirea de sine? Postul este cea mai bună metodă de a ajunge la Dumnezeu. Este cea mai sigură și cea mai rapidă metodă de a ajunge într-o legătură directă cu Dumnezeu. Și înseamnă altceva postul, așa cum spui tu, și dincolo de faptul că trebuie să consumăm legume, să nu ne atingem de lapte, de carne, de ouă, și de fapt pentru mulți definiția postului înseamnă doar partea asta de reținere, de abstinență alimentară de la legume, carne, nu, de la carne, ouă, da, brânzeturi, da, 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 și de la o cantitate de alcool într-o formă pronunțată, într-un fel sau altul. Unul dintre profesorii mei de la Sibiu, pe care îl respect foarte mult, părintele Constantin Necula, spunea, dacă nu putem să ținem post, cel puțin să ne abținem să ne mâncăm între noi. Și are perfectă dreptate, să știți, că și eu mă gândesc la același lucru. Bun, nu reușesc să țin post, dar cel puțin conștientizează în ce perioadă te afli. Sau conștientizează ce se apropie. Biserica spune clar, copiii, oamenii care lucrează în condiții grele, bătrânii, da? Sunt scutiți de la acest post al mâncării, dar nu de la celălalt. Noi cam uităm să facem diferența, știți? Adică dacă n-am mâncat carne și nu e, și e colega, dar nu vorbesc cu ea, că n-am de ce să vorbesc, că așa e ea, postul nu e degeaba. Atunci devine postul respectiv o simplă cură alimentară. În momentul acela, tot postul meu de 6 săptămâni a devenit o cură alimentară și atât. Nimic altceva. Dacă nu știm să depășim acel filia și să ajungem în iubirea aceea mai presus de orice, care să n-aibă limită, iubiți-vă unul pe altul cum eu v-am iubit pe voi, dacă nu știm să ajungem acolo, atunci tot ce am ținut în perioada asta este pur și simplu inutil. Aminteai în urmă cu câteva clipe despre unul dintre acei oameni care, vreau să spun, sunt aș putea spune un creștin ortodox slab practicant, din păcate mi-asum să spun asta. Am puncte de reper în ceea ce înseamnă participația mea la această lume. Dar poate că prins cu vâltoarea vieții de zi cu zi, poate punând în dubiu și unele lucruri dintre cele care le face popa și nu le spune, mă țin, aș spune, la o distanță nu atât de îndepărtată totuși. Cred că sunt la o distanță. E o, să zicem, o confesiune care ți-o fac ție în această seară, nu la o distanță atât de îndepărtată încât să nu văd pâlpâiala caldă a luminii galbene. Sunt acolo, am un punct de reper. Și amintai despre excelența sa, aș putea spune. Necula de la Sibiu este, aș putea spune, unul dintre puținii oameni de nivel de vârf din ceea ce înseamnă Biserica
ortodoxă din această țară, spre care atunci când am șansa, mă aplec cu deosebită stimă, cred că cu un cuvânt mic stimă folosit în cazul dânsului. Oare cum crezi tu că reușește Constantin Necula de la Sibiu să transmită o serie de mesaje care merg, merg poate cu o viteză mai aparte, n-aș putea spune mai mare, spre sufletul omului sufocat de treburile de zi cu zi, decât o fac alții? Și nu vreau să dau nume când spun alții. Părintele Constantin Necula nu expune ceva ce îi aparține. Da? Nu este punctul dânsului de vedere în momentul în care, nu știu, răspunde unei întrebări venite din public, ci este punctul de vedere al bisericii. Părintele Constantin Necula nu este altceva decât vocea bisericii. Asta este biserica. Cea care este aproape de credincioși, cea care vine și îl ia pe credincios de mână și spune adevărul în față, cea care cu cordialitate se apropie de omul respectiv. Ăsta este motivul pentru care Părintele Necula se apropie atât de mult de oameni, pentru că spune punctul de vedere al bisericii. Nu e prea sarcastică, iubesteți aproapele într-o societate atât de divizată? O, Doamne! Cred că în perioada aceasta cel mai mare păcat pe care putem să-l facem e să fim ipocriți. Pentru că perioada asta Paștelui chiar scoate la lumină din noi acea ipocrizie, știți, în care mie mi se pare absolut fabulos momentul în noaptea Sfintelor Paști, când nu am loc să parchez mașina, când nu am loc să trec printre oamenii din curtea bisericii, iar după ce s-a împărțit lumina sfântă, rămânem cu 30-40 de oameni la biserică. Maxim. Restul au venit, au luat lumină, au plecat, au dat drumul la masă și gata. Pentru ei s-a terminat. Paștele a venit. Este o formă de ipocrizie, domnul Alin. Excepțională. E o formă de trădare, dacă vreți, la fel ca cea a lui Iuda. La fel ca cea a lui Iuda, care a stat lângă Hristos în permanență. A fost conștient cine e Hristos, dar au fost mai importanți banii. Și a dat seama și Iuda de greșeala făcută. Dar prea târziu. Mult prea târziu. Mulțumesc, că merg mai departe și vreau să te întreb. Există o salvare a poporului român prin cred? Dință, un popor care astăzi parcă e sufocată de atâta învrăjbire, de atâta ură, de atâtea pasiuni individuale, de atâtea ținte false, de atâta răutate, într-un cuvânt spus. Noi ar trebui să înțelegem în primul rând că n-am existat ca popor dacă n-am fi avut credință. N-am fi existat noi ca români dacă n-am fi avut biserica. Rămâne cea mai mare salvare pe care o avem. Să știți, așa, chiar dacă mă uit în societate cu oamenii care încep să se depărteze tot mai mult de biserică, dar culmea, nu toți, ci o anumită pătură se distanțează de biserică. Pentru mine, absolut fabulos a fost momentul Sfințirii Catedralei Naționale. Eu am fost în București în perioada respectivă, în fiecare seară. Și m-am uitat. O săptămână a fost catedrala deschisă. Domnul Alin, o săptămână. Nu s-a întrerupt nici pentru o secundă șirul de credincioși care au trecut prin altarul Catedralei Mântuirii Neamului. Și îmi pun întrebarea, dacă eu am ajuns, eu cu ghilmele de rigoare, cu pilele de rigoare, am ajuns în catedrală la 2:45 dimineața și am stat 2 ore ca să intru din curte până în altar. Mă întreb, până la urmă, cine se depărtează de biserică? Pentru că eu acolo n-am văzut pe nimeni departe de biserică. I-am văzut pe oameni în biserică. I-am văzut pe oameni acolo și nu erau doar curioși sau nu erau simpli curioși. Am văzut copii de liceu, am văzut studenți de-ai mei de la facultate, am văzut preoți cu familiile lor, într-adevăr, am văzut oameni simpli veniți cu punga de plastic în mână, am văzut bătrâni, am văzut oameni în toată firea cu copii în brațe la ora aceea în catedrală, așteptând să intre prin Sfântul Altar, nu vorbeau, nu se îmbrânceau, nu
pur și simplu stăteau și așteptau și se rugau și ascultau slujba care a fost în permanență timp de... Iarăși am să mă pun de partea criticilor, fără să fiu avocatul lor. Această catedrală nu e cumva prea mare? Nu, este foarte mică. Te întreb asta din perspectiva faptului că, iată, n-am stat de vorbă până când ea să fi fost deschisă către public, către credincioși, așa cum ai spus tu mai devreme. Dar trebuie, din punctul omului din care își desfășoară viața de zi cu zi în zona asta de media, să le iau partea și celor care spun, domnule, e prea mare, e prea scumpă pentru noi, cu banii ăștia se puteau face 30 de mall-uri, se puteau face 50 de kilometri de autostradă, se puteau face și două locații de lux la munte, un complex, nu știu cum, pe malul mării, unde să se ducă, Ascult. Așa este. Se puteau face. Dar de ce nu s-au făcut? E opri biserica? Păi nu. Nu. De ce nu s-au făcut? De ce nu s-au făcut până atunci? Nu este catedrala mare, să știți. E înaltă. Nu e mare. Ca lungime chiar nu e mare. Eu vă spun și am intrat în multe biserici. Nu este mare. E înaltă. E înaltă tocmai pentru a arăta că noi ca popor am plecat de acolo de jos și tindem mereu să fim la înălțime cu capul spre Dumnezeu. Dar nu-i lungă. Nu ne-am permis. Am fost prea săraci să facem o catedrală mare. Săraci, spui tu? Am fost prea săraci să facem o catedrală mare. O catedrală mare au avut francezii. Și uitați-vă la ei că de câteva zile de când a avut incendiu, au strâns bani cât să construiască nu una, 10 catedrale la fel. Și o vor construi eu. Și au ieșit de la președinte până la ultimul om politic. De la omul simplu de stradă până la, am văzut președintele Asociației Musulmanilor din Franța, care au donat bani pentru refacerea acelei catedrale. Da, fără să-i mai critice nimeni. Fără să mai spună nimeni că vai popii, fără să mai spună nimeni că au și ei nevoie de autostrăzi sau de spitale sau de școli sau de ce au nevoie. Că până la urmă e a lor. Alin Golboașă Șofar, din punctul celui care pune atât de mult suflet în ceea ce face în viața de zi cu zi, din ceea ce faci tu la catedră pentru tineri, din ceea ce înseamnă consumul tău de energie, aș putea spune, necondiționată pentru o cauză atât de aparte, nu simți totuși, deci dincolo de consumul tău, nu simți totuși că apare o falie, că se rupe ceva între cred credință și nevoia omului de zi cu zi? Între credință și nevoia omului de zi cu zi nu văd această ruptură. Am sesizat, dacă aș putea spune așa, o mică ruptură între o parte din așa zis și credincioși și biserică. Pentru că, vedeți, pe seama cui pui tu faptul ăsta? Că totuși o fisură, dacă nu o ruptură. Este o mică fisură, este... Pentru faptul că noi nu prea conștientizăm, repet, revenim la acea ipocrizie de care vă spuneam mai devreme. Botezați suntem toți. Aceleași drepturi egale de a intra în împărăția lui Dumnezeu le avem toți. Depinde de noi dacă ne păstrăm drepturile respective sau nu. Din punctul de vedere al bisericii, toți suntem egali, toți am fost botezați. Acum depinde de noi dacă ne păstrăm curați, ca să fim asemenea fecioarelor, să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, sau ne murdărim și considerăm noi că, știi, eu l-am pe Dumnezeu meu, care e de fapt în sufletul meu, eu nu cred în biserică, nu mă duc la biserică, dar de fapt mă duc acum de Paști doar ca să iau lumină, dar această nehotărâre a omului care nici el nu prea știe ce vrea de la el, este o nehotărâre pe care am sesizat-o foarte mult la o generație. Nu neapărat de oameni inteligenți, și mi-asum când spun treaba asta. Pentru că spunea cineva că nu poți să fii savant dacă nu crezi. E absolut normal. Până la urmă Einstein vorbește la un moment dat de o energie creatoare. Dacă acceptă târziu, în ultima parte a vieții. Vorbește la un moment dat de energie creatoare. Energia creatoare eu pot să o numesc Dumnezeu, că până la urmă Dumnezeu este o energie. Pe Dumnezeu Tatăl n-a văzut nimeni.
Haideți să luăm o foarte scurtă pauză, după câteva clipuri, iată, într-o discuție care ar putea să țină câteva ore. Ne întoarcem pentru ultima parte a ei. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Bună seara, doamnelor și domnilor, pentru a doua pauză a unei emisiuni altfel, la De la stânga la dreapta. Invitatul meu din această seară este tânărul profesor teolog Alin Bolboașă Șofaru. Îi spun și a doua oară și în această a doua parte. Bună seara ție, mulțumesc mult pentru faptul că ești în acest platou, iată, într-o săptămână cu o încărcătură mai aparte. Chiar și pentru cei care nu vor să o simtă, totuși, e undeva ceva, e un, aș putea spune, un bonus de energie a căutării de sine a noastră în timpul acesta. Și am să merg să te întreb, pe cine vezi tu cel mai mare martir creștin al națiunii române? Am atât de multe pentru o parte atât de scurtă, dar... Wow, ce întrebare! Cred că cel mai mare martir al poporului român rămâne însuși poporul român. Cel mai mare martir al neamului suntem noi, fiecare dintre noi, fiecare generație, să știți. Fiecare generație a suferit la un moment dat pentru poporul acesta și pentru țara aceasta. Și până la urmă am suferit pentru un ideal comun, acela de a fi români, indiferent de perioadă. Nu sunt prea scumpe, nu sunt prea îmbogățite în aur și într-o culoare care să tăia de ochi unele haine ale unor preoți? Nu mi s-a părut. Am știți. Vrut să te iau atât pe de departe cu tema asta încât... Nu am văzut și nu am simțit. Chiar nu am văzut și chiar nu am simțit. Știți, și eu pot să-mi iau, nu știu, un ceas și să spun că am dat pe el 10.000 de euro și de fapt să-l fi luat știu eu de pe unde cu 30 de lei. Nu e absolut nicio problemă. Ce credeți, că pe mitra preasfințitului avem diamante? Nu. Sunt niște materiale extrem de ieftine, frumoase într-adevăr, dar au o anumită simbolistică. Noi trebuie să conștientizăm că tot un biserică are o simbolistică. Nu există, putem să avem o unitate de măsură la Dumnezeu? Adică putem să spunem că ceva la Dumnezeu e prea scump sau prea ieftin? Că nu, n-am o unitate de măsură în ce privește ce ofer eu lui Dumnezeu. Că până la urmă, să știți, și acele veșminte și acele haine și, mă rog, crucile și mașinile sau mai știu eu ce... N-am vrut să te întreb despre acele mari. Dar nu intră într-un mormânt. Nu intră într-un mormânt. Rămân tot afară, să știți. Într-un mormânt intră un om. Și atât. Vreau să te întreb cum sunt elevii tăi din timpurile de astăzi. După ce sunt din capital, îmi spuneai mai de mult, știam asta, după ce în urmă cu vreo 2 ani i-ai lăsat în Slatina pe cei de la liceu Ion Minulescu. Astăzi ești în fața unei provocări într-o zonă intensă, într-o zonă unde arderile interne ale bucureștenilor parcă sunt cu totul altele decât cele ale noastre. Cu durere i-am lăsat pe cei de la Minulescu, sincer. Poate că într-o bună zi te întorci. Poate într-o bună zi. Sunt planurile lui Dumnezeu acolo, sigur, undeva și pentru mine. Elevii din București sunt la fel de frumoși cum au fost cei din Slatina. La fel de frumoși cum au fost cei din Mediaș. Sunt absolut fabuloși, pentru că sunt ai mei. Noi ne înțelegem foarte bine, avem foarte multe proiecte la oră, chiar dacă eu sunt în București, în toate proiectele pe care le-am avut, am avut susținerea Episcopiei de Slatina și trebuie să-i mulțumesc Preasfințitului pe această cale, pentru că nu m-a refuzat în niciun proiect. Am făcut foarte multe lucruri, avem vreo 4 cărți scrise anul acesta de către elevii de la liceu. Am un cor cu care am avut vreo 40 de ieșiri, adică suntem foarte plini, foarte plini și cu elevii și cu studenții în permanență. Ți-e dor să te întorci din nou la CAD Tedra Nold? Nu pot spune că nu mi-e dor, nu pot spune nici că mi-e dor. Pentru mine catedra este aceeași oriunde m-aș afla. Recunosc că la Minulescu m-am simțit foarte bine. M-am simțit foarte bine în cancelarie. A fost o cancelarie de profesori. Că știți, sunt cancelarii și cancelarii. Sunt cancelarii de oameni și sunt cancelarii de profesori. Am fost într-o cancelarie de profesori și m-am simțit bine. Pe oriunde am fost, am găsit oameni
minunați, fabuloși, extraordinari. Știți cum, până la urmă eu rămân la bază oltean pur sânge. E normal să mă simt mai bine aici decât oriunde altundeva. Aș vrea să te întreb, totuși, chiar trebuie să ardă în flăcările iadului toți cei care spun la un moment dat altceva decât linia roșie a mesajului transmis de tine în această seară? Nu, n-am spus nicăieri treaba asta, nu. Am spus doar că într-un moment al vieții noastre ar trebui să conștientizăm că nu noi suntem cei mai tari, că nu noi suntem mai tare ca moartea. Nu există formula, nu există omul să fie mai tare ca moartea. Dacă vreți hashtag mai tare ca moartea, singurul care a fost așa a fost Hristos. Atât. Și acolo atât trebuie să conștientizăm. Filmul. Și acolo se închide tot. Atât trebuie să conștientizăm. Că toți ceilalți zac sub o piatră funerară. Mai puțin Hristos. Atunci voi merge mai departe pe linia a acestei provocări și vreau să te provoc mai departe, iată, de ce unii dintre noi se uită spre cer și îl caută pe Dumnezeu doar atunci când forțele lor interne nu mai sunt în stare să-i sprijine, să-și ducă viața de zi cu zi, așa cum a avea într-un confort până în punctul ăsta, să zicem, sau când li se întâmplă o dramă în casă, când pleacă fără de a anunțat cineva din sufletul lor într-o lume mai dreaptă, mai bună sau cine știe cum o fie. Pentru că ne asemănăm foarte mult cu cei 9 leproși din Evanghelia celor 10. Știți, e un episod fabulos acolo. Erau 10 leproși, lepra era o boală incurabilă, știm cu toții că e o boală incurabilă, și atunci toți 10 vin la Hristos, iar lui Hristos îi se face milă, spune mergeți și arătați-vă preoților mâncă, între timp ei se vindecă, iar din toți 10, unul singur vine și spune mulțumesc. Mulțumesc, Doamne! Și cumva, surprinderea foarte mare e și față de Dumnezeu. Păi, stai un pic, nu toți 10 s-au vindecat? De ce ai venit doar tu? Ceilalți unde sunt? Acum, iubirea lui Dumnezeu e aceeași pentru toți. Că unii avem o cruce mai ușoară sau mai grea, asta depinde de noi. Pentru că, să știți, Dumnezeu nu dă omului o cruce mai grea decât poate el să o ducă. Nu, Dumnezeu nu vine și am spus gata, clar, pe tine, Alin, o să-ți dau cea mai grea cruce pe care... Nu e adevărat. Îmi dă crucea pe care este convins că pot s-o car. Chiar dacă într-un timp al vieții noastre pare că e atât de grea sau poate invers, atât de ușoară avem crucea în cauză. Acel moment în care am putea să... Avem și noi, și eu am avut momente din acestea în viață în care l-aș fi întrebat pe Dumnezeu de ce eu? De ce tocmai eu? Până acum ai fost lângă mine și dintr-o dată m-ai lăsat singur. Ce n-am fost eu conștient e că în momentul respectiv nu era lângă mine Dumnezeu. Mă ținea în brațe. E o cu totul altă diferență. În permanență a fost lângă mine. Mai puțin în momentul ăla când m-am simțit eu singur și abandonat. Culmea. Că atunci nu era lângă mine. Mă ținea pe mine în brațe. Alin, una dintre explicațiile pe care le aud aproape în fiecare an, dar nu atât de convingătoare, pentru că vin de la oameni dintr-o zonă în care știința omenească se încăpățânează să primeze. Cine aprinde lumina aia la Ierusalim și cum se întâmplă cu ea din punctul tău? Întrebarea pe buzele tuturor. Da. Surpriză, nu aprinde nimeni. Și se întâmplă asta numai de Paștele Ortodox? Se întâmplă aceasta doar de Paștele Ortodox. Acum trebuie să înțelegem că Biserica Mare din Ierusalim nu aparține doar creștinilor ortodoxi. Da? Biserica respectivă acum aparține tuturor confesiunilor creștine. Și tocmai pentru a nu exista o ceartă între mine și tine, între greco-catolic, catolic, ortodox, cheia bisericii o ține un musulman. Și atunci vă pun eu o întrebare. Ierusalimul care se află sub, să zic, jumătate stăpânire de stăpânit de către musulmani, chiar credeți că nu este controlat mormântul înainte? Cum adică eu, cel care încui și descui biserica asta, aș putea spune că nu controlez foarte bine acolo să mă asigur că este o candelă aprinsă sau nu? Și nu se întâmplă treaba asta acum, de 10-12 ani. Se întâmplă treaba asta de sute de ani.
Lumina Sfântă din Ierusalim rămâne una din marile minuni ale Ortodoxiei. Și atunci vin eu și mai departe te întreb, nu chiar atât de singur, ajuta puțin de altcineva din afara platoului nostru, de ce restul, catolicii, protestanții și ce mai sunt ei, nu se folosesc de acest miracol, cum ai zis tu mai devreme, al luminii care vine... De unde va. Practic doar noi suntem cei care facem care o facem să fie o parte din viața noastră. Păi, lumina lui Hristos este o parte din viața noastră. Și atunci este... ei, cei care tocmai au sărbat Paștele cu câteva zeci de ore mai devreme ca noi, ei nu au lumină? Am fi, știți cum, dacă am reduce întrebarea și am pun așa simplu să înțeleagă toată lumea, doar ortodoxii se mântuiesc? Exact. Am primit întrebarea asta, da? Haideți să o... Exact. Doar ortodoxii se mântuiesc? Nu. Am fi ipocrit să spunem treaba asta. A spune că, nu știu, doamna Habarna Ioana, care este romano-catolică, a fost romano-catolică toată viața ei și s-a spovedit și s-a împărtășit, mă rog, și și-a urmat toate cele, nu se mântuiește? Nu. Asta este o ipocrizie. Până la urmă, Sfânta Scriptură spune că și păgânii le fac pe ale legii. Da, le fac, adică în esența noastră, că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, avem acolo o reminiscență din Dumnezeu. Noi ne folosim de aceasta? Ne folosim. Noi credem în acest miracol al Luminii Sfinte pentru că esența Ortodoxiei este învierea lui Hristos. Și atunci pentru ce catolicii sunt mai devreme cu o săptămână? Acolo este o problemă de calendar. Este un calcul matematic greșit. Al cui? Propriu spus. Al catolicilor sau al ortodoxilor? Nu, culmea este fizică. Da? Ora de fizică. Noi știm că Pământul face un înconjur al Soarelui nu în 365 de zile. Da? Sunt 364 de zile și câteva virgulă minute și câteva secunde. De asta noi din 4 în 4 ani adăugăm un an, anul bisect, da? Astfel încât să putem rotunji. Doar că în permanență rămân câteva secunde. În aer. Deci rămân câteva secunde în aer, care de la 100 la 100 de ani se strâng. Acele secunde s-au transformat în ore. Orele s-au transformat în zile. Data calculării Paștelui este următoarea. Prima duminică de după lună plină, de după echinocțiu de primăvară. Problema este că noi am mers sau biserica a mers inițial pe un calendar, calendarul iulian, calendarul propus de împăratul Iulius Cezar, da? Care are această diferență de câteva secunde. Acum, biserica romano-catolică funcționează de pe un alt calendar, da? Calendarul papei Grigore, care a retușat din pix, să zic, cu ghilimele de rigoare, din pana acele secunde. Și atunci, înconjurarea perfectă a Pământului, mă rog, pe axa în jurul Soarelui, este cea pe care au prăznuit-o romano-catolicii. Noi prăznuim la o săptămână diferență pentru că încă nu toate bisericile ortodoxe au trecut pe calendarul nou. Noi, ca biserică ortodoxă română, nu suntem pe calendar nou, oricât am susține, suntem pe un calendar hibrid. Pentru că noi funcționăm pe calendarul nou, cel îndreptat, cu toate sărbătorile, mai puțin data Paștelui. Pentru că la nivel mondial toate bisericile ortodoxe să prăznuiască Paștele în același moment, funcționăm pe calendarul vechi. Da. Înțelegeți? Ca să putem să fim cu Biserica Rusă, de exemplu, pe același, cu Biserica din Republica Moldova, cu Biserica Greacă, să fim pe același calendar cu ei. La noi totul s-a întâmplat din pix. Adică, dacă nu mă înșel eu, cred că în timpul regelui Carol am trecut pe calendarul nou, dar am pierdut 14 zile. Imaginați-vă ce înseamnă pentru ruși să piardă 14 zile, două săptămâni. Sunt două săptămâni. E scump, timpul ăsta costă. Cineva trebuie să-l tai din tot. Trebuie să tai două săptămâni din tot. Deci e o problemă lumească acolo. Cam marile probleme din biserică. De altfel, sunt probleme lumești. Nu au nicio treabă cu... Aș vrea să te întreb, e puțin în afara părții în care pui tu atât de mult suflet. Cum se face despre noi, ca nație? Că suntem latini, dar nu suntem catolici. Suntem ortodoxi, dar nu suntem slavi. Probabil asta este crucea poporului român. Adică... Crucea curiozității poporului român.
noi să nu uităm că avem o credință dată din gura unui apostol. Cel întâi chemat Andrei. La apostolie, Andrei. Da? Într-adevăr, istoric vorbind, acum datele sunt așa pro, contra, nu sunt ele foarte sigure. Noi mergem mai mult pe partea de tradiție, că avem izvorul Sfântului Andrei Peștera, Sfântului Andrei, că mă rog, știm că a predicat undeva în zona Știției Minor, adică Dobrogea de astăzi. Este interesant cu totul. Bine, noi oricum am fost la răscruce de Și aș vrea drumul. Ca în această seară îți mulțumesc mult pentru ora asta de binecuvântare, aș defini eu în acest fel. Aș vrea ca în această seară, de la tine, către cei care se uită și nu-s puțin la noi, la, iată, un format mai aparte, la de la stânga la dreapta, să-ți dau ție voie să închei și să transmiți un mesaj, exact wow. Cel pe care îl vrei tu, pe care simți tu că are un grad de așteptare a omului care pune atât de mult suflet în ceea ce faci tu în fiecare zi. Cred că am să închei printr-o singură frază și o să fie așa generală pentru toată lumea. Dragii mei, nu ratați învierea de anul acesta. Orice altceva ne permis să ratăm, mai puțin învierea lui Hristos. Mulțumesc mult, Alin. Mulțumesc mult ție. Foarte cu mult mult. Drag.